această dimineață la ora 6, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale mise ieri 10 iunie de către Judecătoria Brăila pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și port fără drept de obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere sau lovire. Pe 15 decembrie 2006, la ora 8:30, în incinta și în imediat apropierea Tribunalului Brăila, au avut loc conflicte între două grupări infracționale care aveau asupra lor săbii, cuțite și bâte, câțiva dintre membrii acestora fiind citați pentru audieri în cauze penale. Pe fondul adversității reciproce între cele aproximativ 80 de persoane s-a declanșat un conflict spontan, violențele exercitate tulburând grav ordinea și liniștea publică atât în incintra Tribunalului Brăila, cât și în imediat apropiere. În urma emiterii mandatelor de executare a pedepselor cu închisoarea, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale i-au depistat și încarcerat în penitenciarul de maximă siguranță Galați pe 5 dintre membrii grupului infracțional, iar ceilalți 3 au fost dați în urmărire la nivel național pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare gravă a ordinii și liniștii publice, ultraj contra bunelor moravuri și port ilegal de arme albe în locuri publice. 3 condamnați care se sustrag punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepselor cu închisoare au fost dați în urmărire la nivel național. Aceștia sunt Marin Ionel, 26 de ani, din municipiul Brăila, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare. Stamate Gelu Eduard, 27 de ani, din municipiul Brăila, condamnat la 2 ani de închisoare și Cristian Marian, 32 de ani, din municipiul Brăila, condamnat la 4 ani de închisoare. Serviciul de Acțiuni Speciale Brăila a organizat un stagiu intensiv de pregătire cu întregul efectiv, care s-a desfășurat împreună cu o echipă de instructori din cadrul Serviciului de Profil al Poliției Capitalei și la care au participat o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila și una de la Batalionul 528 Cercetare al MAPN. Stagiul a fost axat pe principalele probleme tactice referitoare la activitatea de intervenție, cuprinzând operațiuni speciale, înclădiri și exerciții tactice, un concurs tematic de patrule, metode de orientare topografică, trageri de ripostă și alte teme din experiența muncii de zi cu zi a unui luptător de intervenție. Activitățile s-au desfășurat pe raza municipiului Brăila și în zonele limitrofe acestuia. Stagiul de pregătire a luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale Brăila constată în efectuarea de operațiuni speciale în clădiri și exerciții tactice, concursuri tematice de patrule, metode de orientare topografică, trageri de ripostă și alte teme din experiența muncii de zi cu zi. Stagiul a fost conceput să îmbine elementele de anduranță cu cele de tactică, necesitând din partea luptătorilor pentru rezolvarea lor un maxim de atenție, concentrare, cunoștințe specifice și disponibilitatea de lucru în echipă, toate cu condiții de presiune fizică și psihică și efort intens. Scopul final al acestui stagiu a fost de a adapta atât formele de pregătire cât și metodele de intervenție la realitățile cotidiene și la dinamica mediului infracțional și de a sedimenta și cristaliza cunoștințele acumulate pe parcursul antrenamentelor în așa fel încât acestea să constituie baza executării cu succes a tuturor misiunilor zilnice. Luna trecută, inspectorii de muncă au fost în control la aproape 300 de agenți economici brăileni, iar deficiențele au fost constatate atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în cel al sănătății și securității în muncă, motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 200.000 de lei. În luna mai 2013, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Muncă Brăila au verificat 297 de agenți economici în toate atâtea controale. Deficiențele constatate de inspectori de muncă au condus la aplicarea unor sancțiuni contravenționale în valoare totală de 213.300 RON în ambele domenii de activitate, relații de muncă și securitatea de muncă. În domeniul relațiilor de muncă, deficiențele constatate de inspectori de muncă au constat în primirea la muncă fără forme legale de încadrare, negarantarea în plata salariului minim brut pe economie, neevidențiarea corectă de către angajator a orelor de muncă efectuate de către salariați, neînmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activității, nerespectarea prevederilor legale de către angajator privind repausul săptămânal, munca suplimentară, timpul de noapte, și de asemenea au mai fost sancționate și nedușe în îndeplinire a măsurilor dispuse de către
inspectorii de muncă în controle anterioare. În domeniul securității sănătății în muncă, inspectorii de muncă au constatat ca deficiențe neasigurarea materialelor necesare instruirii și informării lucrătorilor, semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor de accidentare pentru lucrători, neefectuarea verificărilor, examenelor medicale periodice pentru lucrători sau supravegherea stării de sănătate a acestora, nemarcarea căilor de acces la locurile de muncă și neactualizarea planurilor de prevenire și protecție. Pe de altă parte, munca fără forme legale este un domeniu vizat de inspectori și în această lună de referință au fost identificați 9 angajatori din domenii variate de activitate ce aveau la muncă 15 persoane cărora nu le întocmiseră formele legale de angajare. În luna mai au fost depistate de către inspectori de muncă 15 persoane ce desfășurau activitate fără a avea încheiat un contract de muncă la un număr de 9 angajatori. Acești angajatori se regăseau în mai multe domenii de activitate, cum ar fi. În domeniul construcțiilor, la 3 angajatori au fost depistate 7 persoane fără contract de muncă. În domeniul comerțului, la 2 angajatori, 2 persoane munceau fără forme de încadrare. În alimentație publică, baruri, restaurante, 2 persoane fără a fi angajate la număr de 2 angajatori. În prelucrare lemn, 2 persoane la un angajator, în construcții navale la un angajator 2 persoane și în transport persoane încă în regim de taxi încă 2 persoane la un angajator. Per total, în primele 5 luni ale anului 2013 au fost depistate 81 de persoane ce desfășurau activitate fără a fi încadrate muncă la un număr de 53 de angajatori. Munca fără forme legale pe primele 5 luni a însemnat aplicarea unor sancțiuni contravenționale de peste 700.000 RON sau 7 miliarde de lei vechi. În cursul lunii mai 2013, activitatea de control în scopul depistării și combaterii muncii ilegale a fost desfășurată împreună cu reprezentanții inspectorului de jandarmi, reprezentanții poliției și garda financiară. Controlele vor continua, iar patronii prinși că nu respectă legislația vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Loturile de pământ acordate de municipalitate solicitanților pe legea numărul 15 pentru construirea de locuințe vor fi retrase dacă beneficiarii nu au făcut niciun pas din cei obligatorii potrivit prevederilor legale aflate în vigoare. Primarul Aurel Simionescu susține că sunt persoane care vor primi aceste loturi retrase, dar numai după ce se vor purta discuții cu acestea pentru a fi siguri că își pot permite să facă demersurile legale. Le revocăm hotărâri, dar nu numai în mecanizatorilor, și în eroilor, unde am mai avut. Și facem obiectul unor noi hotărâri care se vor da cele trenuri altor persoane. Numai că, așa cum știți, am aprobat un regulament la care, la data înscrierii și vechimea de când are cererea, am adăugat, printre altele, capacitatea financiară a persoanelor respective care solicită să construiască ceva, că sunt cei care au primit și după aceea au spus, păi, nu mai avem, că știți, din 2005 am depus noi și dacă n-ați dat în 2009, noi, între timp, nu mai avem banii care aveam în 2005 sau, mă rog, diverse motive de genul ăsta. Și atunci, pentru perioada respectivă care a trecut din momentul în care noi am hotărât acel regulament, le-am făcut, eu am spus până în cei 2008-2009, deci noi ne chemăm părând așa, și să vedem, au capacitatea financiară, îi invităm la o discuție, compartimentele noastre, îi invit la o discuție. Și atunci, funcție de modul în care ei se angajează și pot să suporte cheltuiala respectivă, facem și atribuirile pe care le avem, ca să nu dăm iarăși la cineva care zice da și mâine zice nu și tot așa.
Analiza va fi făcută până pe data de 1 iulie 2013. După această dată va fi luată o decizie. Tocmai pentru ca cei care își doresc și își permit să-și construiască o locuință proprie personală pe lotul de teren primit să o facă. Discuțiile au apărut ca urmare a faptului că s-a constatat că o bună parte dintre beneficiarii acestor terenuri nici măcar nu și-au împrejmuit locurile, în timp ce alții nu au turnat fundația casei, motivând că nu mai dispun de bani pentru astfel de investiție. Mâine este ultima zi în care elevii vor susține proba orală la limba și literatura română. Aproximativ 2200 de elevi sunt așteptați la această probă, la care, în loc de notă, participanții vor primi un calificativ. În perioada 12-14 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă. Săptămâna viitoare, în perioada 17-21 iunie, vor fi evaluate competențele digitale, iar următoarea săptămână, între 25 și 28 iunie, va fi evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 1 iulie este programată proba scrisă la limba și literatura română, a doua zi proba scrisă la limba și literatura maternă. Apoi, pe 3 iulie, va fi următoarea probă scrisă, respectiv cea obligatorie a profilului, iar pe 5 iulie este programată proba scrisă la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie până la ora 12. Se vor accepta contestații în intervalul 12-16, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 12 iulie. Derularea și finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat din municipiul Brăila și-a urmat procedura legală, numai că surprizele nu au întârziat să apară. Prima etapă a procedurii prin licitație publică deschisă s-a desfășurat în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2012. Cum nu a fost îndeplinită condiția de a se depune minim 3 oferte eligibile, procedura a fost reluată în intervalul 20 noiembrie-21 decembrie 2012, când situația s-a repetat, depunându-se o singură ofertă. Iată că nici până acum lucrurile nu s-au schimbat. La această negociere, din păcate, nu a participat niciuna dintre firmele care, cel puțin în prima fază, au cumpărat caiete de sarcini și au arătat un oarecare interes pentru acest serviciu. Pe lângă membrii comisiei care au semnat această informare, vreau să vă aduc la cunoștință lucruri pe care îl cunoașteți deja, dar o mai spun încă o dată, au fost și doi reprezentanți de la Termocentral, doi specialiști din domeniu care ne-au putut asista, pentru că specialiștii noștri erau într-o oarecare incompatibilitate. În urma acestei negocieri care a ieșuat, am trimis împreună cu ceilalți membri ai comisiei către o adresă către ANRSC și către consultantul pe care noi l-am avut în această negociere pentru a vedea poziția deșilor referitoare la posibilitatea de a continua și mai departe, dacă va fi cazul, să analizăm la nivelul Consiliului Local o eventuală oportunitate în acest sens. Deocamdată n-am primit toate răspunsurile, de asta astăzi nu vă pot furniza aceste informații. Comisia a fost deschisă și așteptam măcar să vedem ce propune. Dar se pare din informațiile, pentru că am primit tot o hârtie de la fiecare firmă care a cumpărat caietul de sarcini, care ne spunea, fost dinainte de desfășurarea negocierii, prin care ne transmiteau că aceste condiții pe care noi le-am impus nu sunt favorabile pentru și nu corespund cu planul de afaceri pe care respectiv l-au avut pentru municipiul Brăila. Nici nu au spus ce ar vrea. Și de asta, dacă vom hotărâ la un moment dat, una dintre variantele luate în calcul este continuarea acestei proceduri, în dispoziții legale, bineînțeles, va trebui să vedem ce este de ajustat și ce ar mai comporta discuții din criteriile pe care noi le avem deja aprobate anterior. Potrivit legii, municipalitatea a transmis adresă către consultantul din București cu scopul de a identifica posibilitățile legale de continuare sau reluare a procedurii de negociere directă cu ajustarea unor condiții și criterii de evaluare.
Consilierul local municipal independent Simona Drăghincescu consideră că un tânăr, indiferent de culoarea sa politică, ar trebui să-și dorească o societate curată și normală și nu ar trebui să ia atitudine împotriva unor anumite practici din trecut. Turnătorii nu mai sunt turnători, decât dacă nu se mai cheamă a fi turnător, decât dacă au adus un prejudiciu unei persoane. Păi numai simplu fapt că te cheamă cineva la poliție sau te cheamă să dai undeva cu subsemnatul, reprezintă un prejudiciu. Numai cine n-a fost acolo nu știe prin ce trece un om serios, care nu știe ceea ce îi se întâmplă, de ce îl cheamă la poliție. Se întâmplă destul de multe lucruri inimaginabile în România, care n-ar avea ce căuta într-o țară civilizată și într-o țară care aparține Uniunii Europene în anul 2013. Dar mă surprinde faptul că un tânăr de numai 37 de ani, în loc să lupte și să militeze pentru o societate curată, pentru o societate în care să nu existe turnători, în care să fim responsabili pentru ceea ce facem și ceea ce spunem, mi se pare prea mult pentru un tânăr de 37 de ani. Eu mi-aș fi dorit ca tânărul deputat Marian Dragomir, pentru că despre domnia sa este vorba, să aibă altă atitudine cu privire la acest tip de legislație și să solicite să avem o societate curată, bazată pe moralitate, cinste și onestitate. Turnătoria, de orice ce fel ar fi, nu reprezintă nici moralitate, nici cinste, nici onestitate. Turnătoria este turnătorie, iar dacă cineva are ceva de spus și de scris, trebuie să scrie cu subiect și predicat cine este, de unde vine și care sunt și să prezinte documentele în baza căruia acuză cineva este acuzat. A fi turnător este o mare rușine în anul 2013. Totul a pornit după ce în Parlament a fost depusă o inițiativă legislativă privind modificări la ordonanța de urgență a Guvernului ce făcea referire la accesul la propriul dosar și desconspirarea securității, care, în viziunea unora, va împiedica propriu-zis activitatea de deconspirare a foștilor turnători la securitate. Printre numele susținătorilor acestui proiect se află și cel al deputatului PSD, Marian Dragomir. Vă reamintim că la Brăila în aceea zi atât consilierii județeni cât și cei locali municipali au votat proiectul fără discuții sau amânări, așa cum s-a întâmplat la Galați și Tulcea. Eu zic că ne-am clarificat niște lucruri care erau de mai mult de comunicare decât de fond. Am avut discuțiile respective. Eu sper ca până în finalul acestei luni lucrurile să se întâmple și la Tulcea și la Galați. În același timp, șeful Consiliului Județean Gheorghe Bunea Stancu susține că până la urmă și Galațiul și Tulcea vor trece prin consiliile județene și consiliile locale municipale proiectul. În plus, acesta a susținut că nu este vina Brăilei, că se află în centrul tuturor activităților și că are de toate. Este problemă, așa înțeleg ei, probabil că trebuie să lucrăm. Întotdeauna când cineva vine cu o idee bună sau când are mai multe inițiative decât alții, ceilalți se chinuie ca să-l omoare pe la care are inițiativă. Asta este. Probabil că acum, după discuția care am avut-o cu domnul Nica, lucrurile să se îndrepte în... Dar eu vă întreb altceva. Cu cine ajută pe noi Galațiu, eventual și Tulcea, în ceea ce noi vrem să facem? Noi am vrut să avem reprezentativitate, să avem populație mai multe în acest proiect, dar tot teritoriul este al Brăilei. Aeroportul este la Brăila, podul este o parte din el la Brăila, drumul dintre Galați și Brăila este la Brăila și dacă vreți continuăm. Eu cred că noi le-am întors fața și ei ne-a întors altceva nou. Dar eu sper să-și revină. Noi oricum mergem mai departe cu proiectul nostru, că se va numi zona metropolitană Brăila, bine, se va numi așa. Care va avea incluse nu știu câte comune și așa mai departe. Afirmația domnului viceprim-ministru cu Dobrogea va încurca foarte multe proiecte din zona noastră. Efectiv le va încurca. Că atunci vom vorbi de proiecte interregionale care schimbă mai mult sau mai puțin soarta respectivă, dar care trebuie să aibă o aprobare probabil și a regiunii când vorbim despre investiții așa de mari. De aceea eu cred că nu este cea mai bună variantă de a decupa, de a diviza regiunile actuale. Vă reamintim că la Brăila în aceea zi atât consilierii județeni cât și cei locali municipali au votat proiectul fără discuții sau amânări, așa cum s-a întâmplat la Galați și Tulcea.
duminică 9 iunie pe canalul de aducțiune de la termocentrală 20 de pescari sportivi și-au demonstrat maestria în arta pescuitului, obiectivul fiecăruia fiind acela de a câștiga unul dintre premiile oferite de AJVPS Brăila. Zeci de kilograme de nad au fost aruncate în apă, momeli dintre cele mai sofisticate au fost introduse în cârlige și, cum era și firesc, rezultatele au fost pe măsura efortului depus de fiecare concurent. Plătica a fost cea mai frecventă captură, urmată de babușcă și oblete. Amănunte despre eveniment puteți afla după grupajul de știri din această seară în cadrul emisiunii Sport Show, moderată de Costel Filipe, www.brăila.tv, de la ora 18:30.